Bună pești și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 13-19 februarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Pești, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei peștișori, este o săptămână extraordinar de bună pentru voi. Discutăm despre o săptămână în care pur și simplu veți străluci de-a dreptul, veți capta foarte mult atenția celorlalți și ar fi bine să profitați maxim de această energie pentru că puteți să convingeți pe oricine de absolut orice puteți să vă faceți, știu eu, cunoscuți în mediul în care vă aflați. Veți vedea că mai ales cei care sunteți singuri aveți foarte mari șanse să cunoașteți pe cineva. În general veți fi foarte mult concentrați pe voi, pe felul în care arătați, pe felul în care știu eu vă exprimați, felul în care ceilalți vă percep. Deci o săptămână în care aveți un noroc maxim. Mai mult decât atât, tot în această săptămână se rezolvă ceva, o problemă foarte veche pentru tine. Dar este ceva fie legat de muncă, fie legat de o problemă veche de sănătate. Ca prin minune, ceva se transformă acolo, ceva. Se schimbă, apar noi reguli, îți schimb puțin planul de viitor. Deci ai niște schimbări extraordinar de frumoase care apar în viața ta. Înveți niște lucruri, ai o persoană acolo care te ajută, dar vezi că este o relație mai discretă, mai secretă. Nu știu, nu știe toată lumea că tu te cunoști cu persoana respectivă care are o anumită funcție și care poate să te ajute. Deci e un moment foarte bun pentru tine. A venit și pisica, care știi și tu că e tot în zodia pești ca și tine. Se pare că și ea vrea să fie în centrul atenției, cam așa și tu, dar se pare că veți străluci în această săptămână. Bun. Apoi, mai avem un sextil între Mercur din Vărsător și Jupiter din Berbec. Asta înseamnă că ai parte de niște discuții cu niște persoane vechi pe care nu le-ai mai văzut de mult timp, care să știi că te pot ajuta foarte mult. Vezi că intuiția te ajută să-ți negociezi poziția, să-ți negociezi salariul, să negociezi valoarea pe care tu o ai în fața celorlalți. Așa cum ți-am spus, vei avea pur și simplu un magnetism special în această săptămână. O surpriză plăcută pe care o ai, prin care, așa cum am spus, reușești să-ți faci ca poziția ta să fie mai bună, iar duminică începe zodia ta, soarele se, se mută la tine în zodie, asta înseamnă că îți crește energia, asta înseamnă că se deschide o perioadă așa până spre final de martie, deci până se termină sezonul tău în care. Vei avea multă energie, vei avea mintea mai luminoasă, vei reuși să pătrunzi dincolo de planul acesta fizic și asta e ok mai mult decât atât. Uh, uite, este un moment bun pentru tine ziua de duminică și, în general, weekendul să ieși în lume, să cunoști oameni, să socializezi și mai mult decât atât să știi că prin felul tău de a fi prin felul tău de a arăta prin simpla ta prezență poți să rezolvi niște probleme foarte importante legate de niște prieteni sau ceva legat de planurile tale de viitor. Se întâmplă acolo o mică mare minune și pe neașteptate ieși din blocaj. Bun, cam atât în mare parte, dragi pești. Hai să vedem în continuare și arhanghelii ce îți transmit, ce trebuie tu să cunoști. pisica pur și simplu mă hipnotizează. Mesajul este din partea Arhanghelului Camuiel și îți vorbește despre iubirea necondiționată dumnezeiască. Până la urmă Venus este planeta și a iubirii da? și el la tine în zodie, se simte foarte bine acolo. Deci poți să-ți găsești pe cineva sau dacă ești într-o relație de iubire, vei observa că lucrurile vor, vor merge mult mai bine, mult mai lin în această perioadă. Numerele importante sunt 5, 7, 12, 3 și 57. Culorile importante sunt albastru, roz, auriu și văd aici o persoană care va avea un rol foarte important în viața ta. Arhanghelul Camuiel îți transmite următorul cadou, următorul dar te inspir să manifesti plenar starea de iubire necondiționată față de semeni și față de Dumnezeu. Îți acord grația de a te bucura de iubire constantă, reciprocă și fără măsură în cadrul unui cuplu unit și iubitor. Frumos! Deci chiar dacă ești singur, da, ai ocazia să cunoști pe cineva, ai ocazia să apară o persoană specială în viața ta. Bun, dragi peștișori, hai să vedem acum și tarotul ce vă transmite, ce trebuie să cunoașteți. Na, partea bună este că teoretic pisica ar trebui să fie mult mai prezentă la citiri în perioada asta. Hai să vedem, dragi pești, mesajele tarotului la baza pachetului pentru tine, Asul de monede, o nouă oportunitate care apare în această săptămână. Poate să fie un nou loc de muncă, poate să fie o nouă persoană care apare, dar Asul de monede vorbește despre siguranță, despre prosperitate, abundență, dar și despre siguranță. Da? Siguranță. Să vedem. Prima carte pentru tine, șapte de monede. Se pare că în cadrul unei relații, în cadrul unei asocieri, Simt aici o energie de așteptare, o energie de stagnare. Da. Pe de altă parte, văd aici că primești o veste bună în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu o moștenire, cu o bancă, însă e clar aici că cineva a stat, a așteptat, ori ca această relație să devină mai stabilă, ori ai așteptat acest răspuns în viața ta profesională. În mintea ta, 8 de spade, 8 de spade care vorbește despre un oarecare blocaj pe care îl simți aici, dar este și acel moment în care tu nu, nu vezi totul, da? E adevărat, ai o intuiție bună, dar nu ai energia vitală necesară, da? Lasă-te așa purta de evenimente, de lucruri, acceptă ceea ce ți se oferă, asta e foarte important. Unii chiar o să conștientizați că sunteți prinsi ca într-o închisoare, în cadrul unei relații, în cadrul unui mod de a aborda viața. Aici se cer niște schimbări și la voi. Dar mai văd aici totuși că la un loc de muncă sau da, într-un proiect undeva, nu știu, te simți așa ca într-o închisoare, nu, nu te simți tu bine în inima ta trei de monede. În plan personal văd că ai de reparat ceva, ai de lucrat la ceva anume și ai o echipă mai mică de oameni care te ajută. O întâlnire cu niște prieteni văd pentru tine în această săptămână, dar și multă comunicare. Îi înveți pe ceilalți, îi ajuți, îi ghidezi, îi orientezi. Patru de mai avem aici o bucurie mare pentru sufletul tău, o petrecere la care mergi, un eveniment important care se petrece în viața ta. Dar dacă aș fi în locul tău, în perioada, mă rog, chiar și de la începutul săptămânii și în general toată săptămâna, deci m-aș aranja, aș ieși în lume, m-aș bucura foarte mult de tot ceea ce se oferă, da? lasă ideile, lasă lucrurile deoparte, bucură-te, bucură-te, adică na, cartea asta vorbește și despre a te bucura așa, mai de toate lucrurile mărunte din viața ta. Bineînțeles, vei avea și foarte mult chef să te distrezi, să te simți bine, dar nu-i nimic negativ în asta. Patru de monede avem aici, e Ai legătură cu o persoană puțin încăpățânată în această perioadă, dar văd și pe cineva care este ceva mai posesiv din fire. Cineva care, uite, își dorește să fie cu tine sau își dorește să se mențină aici în viața ta. Împărăteasa, foarte frumos. Prima arcană majoră din citirea ta și este o arcană majoră pozitivă, vorbește despre o legătură cu zodia taur sau zodia balanță, dar împărăteasa, în general, pe această poziție, reprezintă abundență, reprezintă siguranță, reprezintă faptul că o persoană apropiată ție te ajută cu niște bani sau. Cineva te apreciază, te face să te simți bine. Ai o persoană foarte puternică aici, de la care tu poți să înveți multe lucruri. E cineva care te ghidează, e o persoană cu experiență mare de viață, cineva care este foarte stabil din punct de vedere material, știe foarte bine ce vrea, se află pe un punct înalt în cariera sa. Sau este o persoană mai învârstă. Ultima carte, Eremitul, exact ce vorbeam, o legătură cu o fecioară. Da, aici poți avea o legătură cu o persoană mai în vârstă, dar și cu un domeniu de activitate în care sunt niște reguli învechite, sunt niște uh, idei vechi acolo, e un mod vechi prin care se acționează și de aici este adevărat, lucrurile nu sunt extraordinar de uh, de roz, însă Ceea ce ți se oferă, ceea ce se așterne în, în viața ta, este extrem de stabil și extrem de bine. Să vedem, dragii mei, pe și un mesaj special pentru dragoste de această dată. Voi lua un singur mesaj care îmi spune despre un săgetător. Poate ai o legătură cu această zodie sau, cu, sau ai legătură cu... Zona studiilor superioare, deci persoane care sunt la un anumit nivel, persoane care sunt respectate, dar poate și cu zona aceasta spirituală. Și mai ai un mesaj, și anume o curiozitate plăcută. Așa cum spuneam, dacă ești singur sau singură, ai ocazia să cunoști pe cineva în această perioadă. Uh, vei stârni curiozitatea celorlalți, dar mai mult decât atât, așa cum spuneam, o persoană puternică te va ajuta. Dacă e vorba de dragoste și ești împreună cu cineva, veți dori să experimentați lucruri noi și chiar veți avea parte de o săptămână așa intensă, profundă, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere amoros, da? Iar dacă ești un, un, pește singur, așa cum am spus, vei atrage atenția unei persoane care are un statut înalt așa, în, în viziunea ta. Dragii mei pești, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Iar dacă dorești, te aștept și la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile pentru luna februarie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.